După eșecul din runda precedentă de la Buzău cu FCSB, vicecampioana României, FC Argeș va încerca vineri să obțină un nou rezultat pozitiv. Echipa pregătită de Andrei Prepeliță și Mihai Ianovski întâlnește de la ora 20:30 pe propriul teren pe FC Botoșani, una dintre formațiile care luptă pentru intrarea în play-off. Confruntarea de pe stadionul Nicolae Dobrin contează pentru runda cu numărul 15 din Casa Liga 1, ultima a acestui tur de campionat. După 14 etape, FC Argeș ocupă locul 9 cu 21 de puncte, iar FC Botoșani se situează pe locul 4 cu 24 de puncte. Cu o eventuală victorie, alb-violeții ar urca în zona locurilor de play-off. Cele două echipe s-au întâlnit în acest an și în 16-mile Cupei României, FC Argeș eliminând Botoșaniul la loviturile de departajare. Antrenorul Andrei Prepeliță și atacantul Kehinde Fatai au prefațat această întâlnire în cadrul unei conferințe de presă. Ne așteaptă un meci greu. Botoșaniul e o echipă bună, o cunoaștem foarte bine. Am și jucat sezonul ăsta în cupă cu ei. Ne așteaptă un meci greu, venind după o înfrângere, după foarte multe etape am pierdut. Important e reacția după această înfrângere, pentru că anul trecut am reacționat foarte bine după, tot la fel, după seriile bune, când am pierdut primul meci, echipa a reușit să câștige. Sperăm să facem acest lucru, nu va fi ușor, ne confruntăm și cu probleme de lot, suspendări. Sunt jucători care au jucat, dar așa cum v-am spus tot timpul, avem încredere în toată lumea și vom fi concentrați, motivați să câștigăm acest meci. Meciul cu FCSB s-a terminat, am făcut un meci din punctul meu de vedere foarte bun, doar că iar am revenit cu niște greșeli individuale și le-am dat șansa să revin în joc. Asta a fost tot. Chestia de câteva minute. Dacă gestionam mai bine momentele alea, cred eu că aveam șanse să câștigăm acele meci. S-a pierdut, desigur, frustrarea e mare, pentru că se putea. Anul trecut am pierdut după o serie de 12 meciuri, meciul cu CFR 5-0, dar atunci ce să mai fi supărat la 5-0. Acum, normal, ne-am încercat așa niște sentimente de frustrare, dar am trecut peste ele, am făcut analiza meciului ieri. De astăzi toate privirile sunt îndreptate către meciul cu Botoșani. O să fie un meci foarte, foarte greu, pentru că de mult n-au câștigat și caut puntele. Noi, după câteva meci care am făcut foarte bine, asta a fost primul meci care nu am câștigat. A fost păcat, pentru că putem să luăm un punct acolo măcar. Dar, cum a zis mister, deja trebuie să gândim la meci cu Botoșani. Botoșani o să fie aici cu mult să caut puncte, dar noi suntem obligați să câștigăm, să facem meciul nostru.